Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna octombrie. Îl rog pe domnul președinte de ședință să preia cum ziceam ședința. Bună ziua, bine ați venit la ordinea de la ședința ordinară a Consiliului Local în orașul de Dărmești, ce are loc prezență fizică în sala de ședință, în data de 26.10.2023. Deoarece ordinea de zi s-a suplimentat cu 3 proiecte de hotărâre, rog aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din data 26.10.2023. Cine este pentru? Abține, împotrivă nu sunt, în majoritate cu 16 voturi. S-a fost aprobat proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din 26.10.2023. Trecem la punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.09.2023. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? În majoritate s-a votat și punctul 2. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Bacău, inițiatorul proiectului primarul orașului Dărmănești, primar. Câteva precizări am discutat pe comisii despre proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. Este vorba de o creștere a bugetului local cu 492.000 de lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor 1-3 pe care le-am analizat deja. Spuneam că o parte din creștere, influență pozitivă, se datorează încasărilor în plus pe care le-am avut la 31 septembrie. Avem pe fiecare categorie de impozit sumele prevăzute cu plus, creștere. Avem la partea de cheltuieli cum am redistribuit aceste sume. Mare parte sumele sunt distribuite pe cheltuielile de personal care au vizat creșterea salariului minim pe economie 3.300 de lei, a influențat cheltuielile de personal la capitolul asistență socială. Sigur că avem câteva creștere legat și de lista de investiții pe care am reactualizat-o conform anexei 4. Am detaliat pentru fiecare investiție sumele în plus care le-am redistribuit. În mare, spuneam că am făcut o corecție a bugetului local vis-a-vis de excedentul anilor anterior și punctez aici proiectul de asfaltare a celor 4 străzi care, prin acest proiect de hotărâre, am reașezat costurile cu investiția pe fiecare stradă în parte. Și sigur că am gândit și câteva investiții noi care vizează în special, pe de o parte, reabilitarea acoperișului de la clădirea pieței și, pe de altă parte, lucrări care țineau de finalizarea investiției în strada Dumbravei. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, mulțumesc. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 16 voturi. Au fost aprobat și proiectul numărul 3. Trecem la punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare, notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice, faza SF pentru investiții, construirea sistemului integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grăj în orașul Dărmănești, județul Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în componenta C3. Da, este vorba de o nouă axă de finanțare, un nou proiect pe care noi dorim să-l depunem. Construirea unui sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grăj din orașul Dărmănești. Așa cum am precizat pe comisii, suntem ca și unitatea administrativ-teritorială eligibilă pentru a depune acest proiect. Ghidul de finanțare este în dezbatere, undeva sfârșitul lunii
octombrie se vor, începutul lunii noiembrie, se vor finaliza discuțiile pe dezbaterea publică și credem noi că undeva spre sfârșitul lunii noiembrie se va deschide axa de finanțare, ne pregătim, aprobăm nota conceptuală, tema de proiectare, vom face în perioada următoare demersurile pentru a finaliza achiziția pentru un studiu de fezabilitate și sigur că vom depune această cerere de finanțare în ideea de a construi acest sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd în orașul Dărmănești. Este o prioritate pentru că fântânile de pe raza orașului Dărmănești astăzi, în urma testelor pe care le-am făcut, au probleme proporție de 90%, adică apa este, toți la preajurile, este infestată cu nitriți și în vederea, eu știu, identificării unor soluții, venim cu această propunere din fondurile europene de a construi această platformă, mai bine zis, care este dotată și cu utilaj. Dacă sunt întrebări, vă rog. Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, acțiune. 16 puncte s-a făcut punctul numărul 4. Pe ce numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuitorilor construite prin ANL, situate în orașul Dărmănești. Și aici câteva detalii. În fiecare an aprobăm lista de priorități și lista de repartizări. Și în acest an, domnul viceprimar s-a ocupat împreună cu Comisia de Avizare de analiza dosarelor celor care au solicitat o locuință ANL. La articolul 1 avem lista de priorități. Sigur, ați avut acces la această listă. Nu sunt probleme deosebite. Dacă aveți întrebări, vă rog. Mulțumesc. Spunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Cu abținere. 15 pentru acțiune. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre prin aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite prin alest, situate în orașul Dumnezeu. Este cel de-al doilea proiect de hotărâre la care făceam trimitere. Dacă în prima etapă am aprobat lista pentru, eu știu, cei care au făcut solicitări acum, aprobăm și proiectul de hotărâre pentru repartizarea unei locuințe. La fel, avem anexă, s-a discutat pe comisii. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Vot. Cine este pentru? Abține. O abținere. Și domnul consilier. Trecem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului salariilor de bază pentru asistenții personal ai persoanelor cu handicap grav și precum a cuantumului net al indemnizațiilor în care beneficiază persoanele cu handicap la nivelul ART orașului Dărmănești. De la 1 octombrie știm că salariile minime cresc de la 3.000 la 3.300 de lei. Am inițiat acest proiect de hotărâre pentru a fi în corelare cu legislația și la articolul 1 spune că începând cu data de 1 octombrie 2023 se stabilesc salariile de bază pentru asistenții personale, persoanelor cu handicap grav, un cuantum de 3.300 de lei lunar, la care se adaugă gradația de vechime corespunzătoare. Și tot de la 1 octombrie se stabilesc indemnizațiile de handicap în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal la gradația 0. În rest, pentru că în vara anului 2023 am făcut o majorare la celelalte categorii din aparatul de specialitate, categorii de personal, nu este cazul să mai venim cu corecții. Astăzi, cu excepția asistenților, nu avem niciun salariat cu salariul minim mai mic de 3.300 de lei. Dacă aveți întrebări. Mulțumesc. La vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, cu 16 voturi. Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței în domeniul privat al orașului Dărmănești, a 5 loturi de teren, situate în Carulantul și Stărgulantul localității. Acest proiect de hotărâre l-am inițiat pentru a cadastra terenurile care fac parte din domeniul privat al OAT-ului
și care la acest moment încă nu sunt cadastrate. Aceste terenuri, în mare parte, sunt concesionate, închiriate și pentru a putea prelungi sau a încheia contracte noi de concesiune sau de închiriere, avem nevoie de carte funciară. Așa cum am făcut și la ședințele anterioare, la fiecare ședință de Consiliu Local introducem 3, 4, 5 loturi în ideea de a le cadastra și de a le putea, repet, concesiona, închiria, în ideea de a face venituri din aceste terenuri. Și în acest caz avem 5 loturi de teren, care, mare parte dintre aceste terenuri, sunt închiriate cu mulți ani în urmă. Le cadastrăm, așa cum spuneam, și sigur că într-o ședință viitoare vom veni cu proiecte de hotărâre pentru concesionare, închiriere și așa mai departe. Dacă aveți întrebări? Spune la vot. Cine este pentru? Cine? Împotrivă? Trecem la următorul punct. Ordinea de zi numărul 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită doamnei Mucanu Daniela a unui lot de teren în suprafață de 360 metri pătrați, aflat în domeniul privat al orașului Dărmănești, pentru construirea unei locuințe private personale, în condiții legii numărul 15/2003, republicată cu modificări și completări de urmă. Da, solicitarea a fost făcută în baza legii 15/2003, este o suprafață de teren cu destinație construcție casă în cartierul Sălătuc, suprafață de 365 de metri. S-a verificat o sală, depășește condițiile, propun aprobare spre a se putea construi acea casă pe care și-o dorestim. Aveți întrebări? Dacă nu scurim la vot, cine este pentru? Abține? Împotrivă? 16. 16. Trecem la punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru demararea procedurii de dezvoltare a 91 de loturi de terenuri concesionate care aparțin domeniului privat al orașului Dărmănești. Cu câteva ședințe în urmă am avut o discuție legată de acele terenuri care au fost date în baza legii 15 cu destinație construire casă și care au mai mult de 20 de ani. Noi am avut mai multe solicitări, peste 60-70 de solicitări din partea acestor beneficiari, deci care au terenul concesionate la primărie, teren pe care au construit în decursul ultimilor 20 de ani case și doresc să-și cumpere aceste terenuri pentru că sunt proprietari pe case și anexele gospodărești, dar terenul este a primăriei. Este un prim lot de 21 de terenuri pentru care noi am făcut cadastre și astăzi, prin acest proiect de hotărâre, solicităm acordul de principiu pentru vânzarea, demararea procedurii de vânzare. Sigur că aceste imobile prevăzute în anexă vor fi supuse unui raport de evaluare. Vom contracta în perioada următoare un expert evaluator autorizat ANEMAR. Vom vedea cât costă fiecare teren în parte. Vom supune într-o viitoare ședință aprobării acestui raport de evaluare și valoarea pe care fiecare teren în parte o are, după care, dacă suntem de acord, vom perfecta vânzarea, cumpărarea. Sigur că sunt, în decursul anilor, mai multe solicitări din partea acestor beneficiari. Aproape în fiecare an au venit de 2-3 ori fiecare și au făcut cereri pentru a le vinde aceste terenuri. Spuneam în ședința anterioară că începem cu acele solicitări sau cu acele loturi de teren care au mai mult de 20 de ani de când sunt în concesiune și urmând pe măsură ce lucrurile spre scenariul normal să coborăm undeva și la terenurile care sunt concesionate de mai bine de 15 ani. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și aici de ce multe? Trecem la numărul 11, la punctul ordinarii 11, proiect de hotărâre privind aprobarea primării echipului de concesiune asupra a două locuri de teren
de câte 24 metri pătrați fiecare, destinate construirii de garaje auto, terenuri identificate cu numele cadastrale 65.979 și 65.974. Da, este vorba de două loturi de teren care au fost în anii anterior concesionate pentru construirea de garaje. Între timp, o parte din cei care au solicitat acele garaje, concesionarea terenului pentru garaje, fie mai sunt în localitate, fie au vândut apartamente, case ce au avut și au plecat. Și sigur că avem solicitări din partea altor cetățeni care sunt riverani cu aceste loturi pentru garaje de a fi concesionate și sigur că propunem preluarea dreptului de concesiune asupra terenurilor cu numerele cadastrale, avem aici numerele cadastrale, terenurile liberate de, așa cum spuneam, de foștii concesionari, punem la dispoziție pentru a sigur încasa acea concesiune pe care o încasam până în demult. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Nu știu la vot, cine este pentru? Abține? Împotrivă? Trecem la punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea a 3 loturi de teren pieși fabulat, intabulate provizorii în domeniul privat al orașului de Mărești, prin Programul Național de Cadastrare și Carte Funciară. Prin Programul Național de Cadastrare Gratuită, pe acel PNCF, cum știu noi, PNCCF, au fost cadastrate mai multe imobile teren la Dărmănești. În decursul procedurii de cadastrare, a constatat lotul la care nu am putut identifica proprietarii. Procedura spune foarte clar că se intabulează provizoriu pe UAT acele terenuri la care nu au putut fi identificați proprietarii. Și, între timp, dacă se identifică un proprietar, dacă, eu știu, avem o solicitare din partea unui urmaș de a își intabula terenurile respective, noi trebuie să parcurgem o procedură care astăzi o avem în derulare prin acest proiect de hotărâre. Practic, aprobăm dezmembrarea între locuri a terenului extravilan, categorie de folosință fâneață, imobile ce aparțin domeniului public aluat, domeniului privat aluat, așa cum au fost ele intabulate. După această dezmembrare, procedura merge mai departe, până în momentul în care se radiază din acest cadastru OAT-ul și se înscrie proprietarul de drept. Sunt mai multe loturi în situația asta. Spuneam că la momentul respectiv, când au fost făcute aceste intabulări, noi am făcut foarte multe demersuri pentru înștiințarea cetățenilor. Am primit și adrese acolo unde am găsit un corespondent, dar au rămas totuși terenuri care au fost intabulate provizor pe UAT Oraș Dărmănești, în domeniul privat. Acești oameni fie au venit din străinătate, fie de prin alte locuri din țară și astăzi solicită ca aceste terenuri să fie radiate de la Cartea Funciară a UAT Dărmănești, domeniul privat și scrise pe domniile lor. Mulțumesc, dacă aveți întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 16 voturi. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale a orașului Dărmănești la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Este hotărâre AGA-DIB, prin care la zonele urbane, la categoria între 10.000 și 20.000 de locuitori zonă urbană, cotizația este de 25.000 de lei. Această hotărâre a AGA-DIB a fost aprobată în primăvara anului 2024. Astăzi dăm aprobăm acest proiect de hotărâre în ideea de a și plăti cotizația către AGA, la care se termină. Dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Spunem la vot. Cine este pentru? Cine? Împotrivă? 65. Pentru. Numărul 14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al UAT TF Dărmănești în domeniul privat al unor imobile, clădiri C8, pavilion recuperare și cel nou garaj, situate în strada Dumbravei numărul
12, oraș de Rămâne, județul Bacău, în vederea desființării. Este vorba de două imobile care în acest moment sunt în domeniul public al OAT Dărmănești, așa cum spunea domnul președinte, pavilion recuperare și corp C8 și corp C9 garaj. Sunt două construcții foarte vechi care, în urma unei expertize, expertul, soluția dată de expert este demolarea. Pentru a putea demola aceste clădiri, trebuie să trecem din domeniul public al OAT oraș Dărmănești, cele două clădiri în domeniul privat și, sigur, să declarăm încetarea uzului și interesului public asupra celor două imobile. La proiectul de hotărâre am atașat și expertiza tehnică a expertului de rezistență și stabilitate din octombrie 2023, care spune foarte clar că aceste imobile trebuie demolate. Scopul nostru este de a construi un nou centru pentru persoane vârstnice cu echipă mobilă. Am depus o cerere de finanțare, a fost aprobată cererea de finanțare, valoarea viitorului proiect undeva 1 milion de euro. Și în ideea de mai cât mai repede a proiectului trebuie să avem extrasul de carte funciară fără aceste clădiri. După aprobarea proiectului de hotărâre pe care astăzi l-am pus în atenția dumneavoastră, avem expertiză, avem proiect de demolare, vom demola cele două clădiri, vom rectifica cartea funciară, vom avea, așa cum spuneam, acea carte funciară curată și pe acest amplasament vom construi din temelii un centru de zi pentru persoane vârstnice cu echipă mobilă la domiciliu. Noi am mai construit un centru de zi pentru persoane vârstnice. Acel centru are destinație persoanelor care sunt mai sănătoase. Viitorul proiect se adresează celor care sunt imobilizați la domiciliu și această echipă mobilă va merge în teren pentru, sigur, a rezolva parte din problemele de sănătate pe care vârstnicii le au. Trecem din domeniul public în privat, cele două clădiri, le demolăm, rectificăm cartea funciară și depunem pentru proiect la viitoarea investiție. Dacă aveți întrebări? Mulțumesc! Spune la vot cine este pentru. Acțiune împotrivă 16 voturi pentru. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea participării orașului Dărmănești la cofinanțarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții, extindere rețea inteligentă de distribuție de gaze naturale în orașul Dărmănești, satele Lacoș și Sălătoare. Este acel proiect de hotărâre la care am lucrat mult pentru extinderea rețelei de gaze în cartierul Lacoș și cartierul Sălătoare. Valoarea acestui proiect, peste 12 milioane de lei. Sigur că ce facem astăzi este o etapă intermediară în vederea semnării contractului de finanțare. Acest proiect de hotărâre stă la baza încărcării tuturor documentelor în platforma Angel Salini, de la care am obținut o finanțare de aproape 11 milioane de lei. Trebuie să încheiem recent, mâine, poimâine, contractul de execuție pentru partea de proiectare, contractul de proiectare a cele două extinderi în cartierul Lapo și Sălătuc, și să obținem avizul tehnic de racordare de la operator. În vederea obținerii avizului tehnic de racordare sunt necesare aceste hotărâri. Astăzi aprobăm acordul de principiu în vederea participării orașului Dărmănești, stabilim perioada de finanțare, care e, eu știu, intervalul de timp în care ne propunem împreună cu operatorul să finalizăm investiția și, sigur, multe alte proiecte până la articolul 14, proiecte care țin de mai mult de angajamentele pe care noi le avem împreună cu concesionarul. Spuneam că este un proiect solicitat, mult solicitat de cetățenii din cartierul Lapo și Sălătu, pentru că, repet, în aceste două cartiere nu avem rețea de gaz. Dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Până la vot, cine este pentru? Abține, împotrivă, 16 voturi. Pentru.
trecem la punctul numărul 16, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 3.000 de lei, constând în materiale de construcții, domnului Nicoi Gheorghe, persoana aflată în nevoie socială, de domiciliu în strada Batului, numărul 19, la Rămâne, județul Batului, în vederea refacerii locuinței afectate din cei din data de 21.10.2023. Așa cum spunea domnul președinte, de 21.10 a avut loc un incendiu la Dărmănești, în strada Batului. O casă a fost afectată, trei copii minori și o mamă au nevoie de sprijin pentru a putea reface, eu știu, acea casă, pentru a putea fi locuită. Sigur că aprobăm un ajutor financiar de urgență în cuantum de 3.000 de lei, constând în materiale de construcție. La acest moment, atât am reușit, atât am avut disponibil pentru a, eu știu, veni în sprijinul acestei familii și sigur că a fost unul din proiectele suplimentare pe ordinea de zi, pentru că cererea a venit acum două zile. Pe măsură ce lucrurile vor evolua acolo, dacă reușesc să avem disponibil, vom mai veni și cu alte proiecte. Dacă aveți întrebări. Nu spunem la vot. Cine este pentru? Cine e împotrivă? 16. Vă propun diverse. Dacă vrea cineva să scrie, vă propun. Înainte de a se scrie colegii, câteva lucruri aș vrea să precizez și adresez o invitație cetățenilor din Dărmănești, luni. Lunea ce vine, suntem în 29, la ora 11, în sala de ședințe. 30. 30, da? Nu 30. Nu 30. Octombrie, sala de ședință aici. Avem invitat un teolog de marcă, calibru internațional, născut la Dărmănești. Este vorba de domnul Echil Dumitru. Poet, eseist, teolog, spunea în, eu știu, descriere că a avut profesor pe preotul Stăninoae. Practic, luni va avea loc o lansare de carte în această sală de ședință, spuneam, s-a născut la Dărmănești. Invit pe toți cei care sunt invitori de carte, invitori de frumos, să participe alături de noi, începând cu ora 11, luni 30 octombrie, în această sală de ședințe. Mulțumesc cei care aveți la diverse puncte de abordat vorba. Da, aș aduce în atenție câteva chestii. Strada Poiana din cartierul Poiana, care duce la biserică, e o stradă extraordinar de frumoasă până la un punct. Nu s-a terminat rigolele alea și a rămas cam 100 și ceva de metri de rigole nefăcute. Ea se unește acum cu umbra veche și aia e asfaltată. E păcat de rigolele alea. O parte ar trebui, o parte nu se poate, dar acum nu mai trebuie completată. O parte trebuie dusă până la biserică, rigolele alea. Și ziceam eu de o soluție, nu cred că sunt măsuri, dar ca o propunere ar fi niște dare din alea puternici, ca să mântească șoseaua acolo. Este foarte îngustă. De la două benzi ajung la o singură bandă care e foarte îngustă acolo. Da, să știți că soluția tehnică nu o avem. Problema este dacă mai avem voie să facem pe reparație până la sfârșitul anului, pentru că, așa cum spuneam pe comisii, se așteaptă mâine, poimâine, ca guvernul să mai aprobe hotărâre sau ordonanță de urgență pe care, eu știu, blochează aceste investiții pe reparații, aceste cheltuieli pe reparații pentru a ne încălzită de la întâi. Deci, dacă nu reușim anul ăsta, poate anul viitor, că sunt mai multe. Și păcat că tot e vorba de 100 de metri. Da, mai multe, mai multe și potențele alea, dar încercăm. Dacă nu avem restricții vis-a-vis de aceste investiții până la sfârșitul anului, analizăm. Avem probleme, văd că tot sunt întâmplă lucruri urâte cu romii. Ar trebui reînnoit sau încercat din nou să aducem un echipaj de jandarmi să facă o locație permanentă la Dărmănești. În anii anterior, dacă vă amintiți dumneavoastră, venea domnul comandant al poliției
orașului Dărmănești, am în fiecare an și ne prezentăm un raport, am mai știut și noi cum stăm la subiectul ăsta. Deci o să mai întreb domnul Vincesc să facă o adresă către domnul comandant al Poliției Naționale să ne prezinte un raport la ședința de la noi. Cred că v-ai cunoscut, okay? Că foarte des dau foc la niște cabluri pe lungă și cunosc se foarte foc. Bine, cunosc foarte bine și zilnic avem zilnic. Și acum mai mult nu ați auzit, s-au încurcat niște... Știu foarte bine pe toate. Da. V-aș mai întreba câteva chestii așa. Ce o să voi facem cu clubul? Am înțeles că ăștia s-au retras. Rămâne cheltuielile pe așa. Sala de sport de la liceu s-a încheiat. O să vă spun și la sala de sport. Mă, la raza 4, la acest moment, Ministerul Dezvoltării nu mai are credite de angajamente pentru finanțarea Companiei Naționale de Investiții, mai pe românește, n-a mai făcut de conturi o perioadă lungă de timp și constructorul s-a oprit. Nu numai la Dărmănești, ci în general. Și sala de sport e în proporție de 97% finalizată. Ar trebui ca, eu știu, în maxim 2 săptămâni să finalizeze. Pe data de 6 noiembrie am transmis o vizită Ministrului Dezvoltării și ne-a confirmat că va fi prezent la Dărmănești. Vom aborda și aceste teme care țin de investițiile în derulare la Dărmănești, cât pe Compania Națională de Investiții, cât și pe Anghel Sabini. Eu am, la momentul de față, am așa o speranță că sala de sport se va finaliza, pentru că mai e foarte puțin la ea, legat de celălalt obiectiv de investiții pe programul operațional regional Casa de Cultură sau Centrul Cultural Nemira, sunt câteva lucruri pe care nu neapărat, eu știu, le punem în seama constructorului sau a guvernanților. Lipsa de fonduri a fost un fapt care a dus la întârzierea lucrurilor. Doi, un constructor foarte slab, care nu s-a implicat în așa cum trebuia. Trei, termenul foarte scurt de implementare a proiectului, adică finalizarea la 31 decembrie 2023. Cert este că astăzi am făcut demersurile necesare, astăzi am avut o discuție cu cei de la ADR și mi s-a aprobat ca acest proiect să fie fasat pe 2024 cu bani de la Comisia Europeană, adică vom continua această finanțare. Practic, noi am încheiat contractul cu acest constructor care s-a dovedit a nu fi în măsură să ducă la bun sfârșit. Vom încheia în luna decembrie un nou contract de finanțare care va fi pe o perioadă mai lungă, repet, finanțat cu fonduri europene. Vom face din nou o licitație pe rest de lucrare și sperăm că în decursul anului 2024 să începem. Este o veste bună. Da. Deci e o chestie, chiar aici mi-au dat colegii, rest de executat 10.730.000 de lei. Deci 10 milioane ar trebui să punem noi din buget local, pentru că după data de 31 decembrie 2023, dacă aceste proiecte nu erau aprobate spre fazare 2024 cu fonduri europene, trebuia să susținem din buget local. Eu sper că după semnarea unui nou contract de finanțare cu Poru și o nouă licitație să mergem mai departe. Este una dintre problemele cu care toate autoritățile publice se confruntă. Nu sunt la acest moment constructori puternici suficienți pe piață care să ducă la bun, să aibă și putere financiară să ducă o investiție mare. Și doi, repet, nu am avut din partea guvernului, eu știu, sprijin în ideea de a deconta la timp aceste cereri. Deci, vă dau un exemplu, cereri depusă în luna noiembrie, decontată în luna, deci în luna noiembrie 2022, decontată în septembrie 2023. Înțelegeți ce, da? Și atunci, cum putem un constructor să-l forțăm, pentru că a avut și el niște resurse financiare. La sala de sport, discuție cu constructorul, mi-a spus, avem 25 de milioane de lei de încasat de la CNI. La Mora Hazaparu nu avem o finanțare. Căutăm, așteptăm și acolo. Dacă îți deschid ceva ghiduri pe noua sesiune pe port, vom fi prezenți. Mai propus și anterior în altă ședință despre stația de depurare. Dacă e
Și o vizită, mă, dacă... Și după astăzi, astăzi după ședință, dacă aveți timp, facem o vizită la stația de reparare. Deci după ce suntem în ședință... Deci noi am vorbit, dacă aveți timp, astăzi, dacă nu aveți programul, noi am vorbit. La ședința anterioară a zis că poate la ședința asta o să vizităm și deci stația. Deci nu am ținut și de asta. Nu e problemă, dacă vreți să... Dacă putem amâna. În sensul ar trebui să facem, să fie un program, să știm de înainte, că... Da, noi ne-am pregătit pentru astăzi, că așa am stabilit. Dar noi n-am știut. Ok. Dacă mai sunt întrebări... Te mulțumesc frumos. Dacă mai sunt întrebări, mulțumesc tare mult. Eu știu, remarca, luni, 30 octombrie, ora 11, vă invit în sala de ședință, va avea loc acea lansare de carte a preotului născut în Bărmănești. Ați zis că puneți și pe... Da, mulțumesc mult.